Și tot în perioada despre care vorbeam, în secolul al X-lea, mai precis în anul 973, se întemeiază la Cairo Universitatea Al-Azhar, vreme de mai multe secole arbitrul gândirii islamice. Pătrundem în curtea interioară a moscheii Al-Azhar, edificiu de cult legat organic la propriu și la figurat de universitatea despre care vorbeam, în reverberațiile aproape ireale ale chemării la rugăciunea muezinului. Allahu Akbar, Allah este mare. Profetul Mohamed, fondatorul islamismului și primitorul revelației coranice, a introdus acum 1350 de ani acest sistem al chemării la rugăciunei de către muazin, în traducere literală, cel care cheamă. Iar cele cinci chemări zilnice la cele cinci rugăciuni obligatorii ale musulmanului ar suna și s-ar traduce astfel. Ashadu an la ilana ilallah, mărturisesc că nu este alt zeu decât Allah. Ashadu anna Muhammadan Rasulullah, mărturisesc că Muhammad este mesagerul lui Allah. Haya Allah salah, veniți la rugăciune. Haya Allah falah, veniți spre izbândă. Allahu Akbar, Allah este mare. Fiecare musulman trebuie să-și mărturisească credința prin rostirea numită Kalimah Taiba, care reprezintă esența gândirii islamice, iar cele cinci rugăciuni zilnice obligatorii poartă numele de Salah. Și pentru că aminteam despre legătura organică între credință și alte instituții vitale ale unei societăți, să mai precizăm că, de regulă, fiecare moschee administra o școală, un azil pentru bătrâni și săraci și instituții de binefacere. Această tradiție, prezentă în lumea islamică, a fost incontestabil vectorul unei viziuni practice, astfel încât, din mediul religios, s-au ridicat cele mai importante personalități culturale și artistice ale musulmanilor. Pe vremea când rușii, polonezii și maghiarii abia se creștinau, când turcii musulmani întemeiau prima dinastie în Afganistan, când Bizanțul era la apogeu și în Europa Occidentală se poate vorbi despre renașterea otoniană, despre sfârșitul invaziilor ungare sau despre germenii conflictelor între papalitate și puterea seculară, ei bine, în această perioadă Cairo era capitală a Egiptului. Și tot în această perioadă lua ființă prima mănăstire de pe muntele Athos.